Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul știrile.ttm.ro este munca peste program, un dușman. Sindromul burnout sau sindromul epuizării profesionale reprezintă starea critică ce duce la un declin fizic și psihic. Majoritatea dintre noi vrem să excelăm în domeniul în care muncim, iar asta duce uneori la boală sigură. De cele mai multe ori, efectul este invers decât ne-am dori. Cum ne dăm seama că avem această problemă și cum găsim ajutor? Ne explică un psiholog. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, s-a situat știrea scarlatină la o grădiniță din Târgu Mureș. Scarlatina, o boală contagioasă a copilor, ei apare cel mai frecvent în școli și grădinițe, unde este mediul propice pentru răspândirea sa, mai ales în această perioadă anului. Cu această boală se confruntă și o grădiniță din Târgu Mureș, unde a fost confirmat deja un caz și alte două sunt suspecte. Pe locul 3 s-a situat știrea adolescenți răpiți de vicii. Dorința adolescenților de libertate și independență, de integrare în anumite cercuri, poate sta la baza deciziei de a fuma în rândul adolescenților. Odată cu fumatul, este bine cunoscută incidența crescută a consumului de droguri în rândul fumătorilor, în special al tinerilor. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând alături de alte informații cu caracter local, regional sau național, accesând site-ul știrile.ttm.ro.